Iubiți frați și surori, iubiți prieteni ascultători ai Cuvântului Sfânt, cei care ne urmăriți pe calea virtuală, e un har din partea Domnului să putem fi din nou la părtășie în această seară. Dimineață am avut o audiență binecuvântată de 120 de frați și Duhul Sfânt a fost la lucru în mijlocul adunării. Am fost cercetați printr-un mesaj binecuvântat pe care fratele Vali Simion l-a adus din partea Domnului legat de lucrarea Duhului Sfânt la începutul și pe parcursul vieții de credință. Să ne ajute Domnul să-l punem în practică. În seara aceasta estimez că suntem poate în jur de 100 și să aducă Domnul timpul încât să ne putem reveni la plinătatea Duhului Sfânt în mijlocul nostru, în mijlocul adunării și adunările să fie din nou pline de Duhul Sfânt, de Hristos în inimile noastre, să nu ne mai fie frică nici de virus, nici de păcat, nici de fără de lege, nici de ceea ce ar putea să ne amenințe din exterior, pentru că Cel care este în noi este mai tare decât Cel care este în lume. Și pentru aceasta să spunem slăvit să fie Domnul. În această seară, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom vedea o altă lucrare, dar tot a Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în perioada bisericii. Activitatea bisericii trebuie să fie rezultatul conducerii și călăuzirii Duhului Sfânt. Deci tot ce se întâmplă în biserică trebuie să fie rezultatul conducerii și călăuzirii Duhului Sfânt. În Fapte 15:28 cuvântul spune căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și toți cei care credeți în călăuzirea Duhului Sfânt, să spuneți împreună cu mine, amin. Amin înseamnă așa să fie. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Urmărindu-i pe primii ucenici cum lucrează, vedem că ei erau botezați cu Duhul Sfânt. Biserica a avut parte de botezul cu Duhul Sfânt în ziua Sfântă a Cincizecimii. Ucenicii primi au fost umpluți cu Duhul Sfânt, martori prin Duhul Sfânt, au fost aleși de Duhul Sfânt, puneți-mi deoparte pe cutare și pe cutare, nu pentru că are ochi albaștri și e blond și e înalt sau e scund, are sau nu pregătire teologică, ci pentru că a fost rânduit și e plin de Duhul Sfânt. Deci primii oameni care au intrat în lucrare au fost aleși de Duhul Sfânt și consemnați și consfințiți de biserică. Primii ucenici, primii lucrători au fost puși deoparte și trimiși de Duhul Sfânt, au fost călăuziți de Duhul Sfânt, vorbeau prin Duhul Sfânt pentru că lucrarea Duhului Sfânt a fost proeminentă în viața bisericii primare. Astăzi, după mai bine de 2000 de ani, vreau să vă întreb, cum stăm? E proeminentă în adunare și în bisericile Domnului din fine și din lumea întreagă lucrarea Duhului Sfânt? Raven Hill spunea, biserica primară a fost căsătorită cu sărăcia, a fost căsătorită cu închisoarea și cu persecuțiile. Biserica de astăzi este căsătorită cu prosperitatea, cu personalitatea și cu popularitatea. Dacă cumva așa stau lucrurile, Biserica lui Hristos din secolul 21, este vremea să te trezești. Este vremea să te pocăiești, este vremea să revii la focul dragostei dintâi și bunul Dumnezeu să ne asculte această rugăciune, să înceapă lucrarea aceasta cu mine și apoi să se extindă la fiecare dintre noi. Știți de ce? Pentru că mărturia colectivă a bisericii trebuie să aibă impact.
Observați ce impact au forțele demonice. De când sunt, n-am mai auzit prădare în ziua în amiaza mare în America. Și forțele de ordine să nu ia nicio măsură. Cine s-ar fi gândit în celebrul scaz de la Arizona să se întâmple ceea ce se întâmplă astăzi? De aceea ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să protejeze acea regiune și nu numai. Dumnezeu să cerceteze toate primăriile și toate comunitățile din America și să ne dăm seama, republicani, democrați, independenți, că avem nevoie disperată de a ne întoarce la Dumnezeu. Pentru că dacă vom fi plini de Duhul Sfânt, Duhul Lumii, Duhul de partidă, Duhul de răzbunare, Duhul de furt, ne va părăsi. Pentru că inima nu e albă sau neagră. Inima înaintea lui Dumnezeu are aceeași culoare și bate pentru că Dumnezeu îngăduie ca să mai avem inspirație și respirație. Mărturia noastră colectivă a bisericii trebuie să aibă impact. Pentru că la 1 Petru 2:12 cuvântul spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. O purtare bună, nu o purtare nebună în mijlocul neamurilor. Oamenii observă când viețile noastre sunt diferite, mai ales când există o comunitate întreagă de oameni care au vieți diferite. Și eu am credința că mărturia Bisericii New Life din Phoenix, Arizona, are impact în comunitatea și aici, în regiunea în care Dumnezeu ne-a dat harul să conviețuim. Nu oameni care au vieți perfecte, ci oameni care au vieți schimbate de dragostea lor față de Dumnezeu și față de semenii lor. Și acum, să fiți cu luare aminte, când bisericile noastre sau bisericile Domnului sunt asemănătoare lumii, lucrarea noastră de evangelizare are de suferit și este de multe ori din ce în ce mai dificilă. Așa cum spunea teologul Anne Lee într-o împrejurare, am devenit atât de asemănători oamenilor necredincioși, încât aceștia nu mai doresc să ne întrebe nimic. Am devenit așa de maleabil și ne-am format parcă după spiritul lumii acesteia, încât ei nu mai doresc să ne întrebe nimic. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să trăim în așa fel, încât să le trezim oamenilor curiozitatea prin călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că lucrarea Duhului Sfânt în perioada bisericii este întreită. În primul rând, vom vedea că limitează fără de legea. În al doilea rând, convinge pe cei pierduți. Și în al treilea rând, își are rezidența în noi. Lucrarea Duhului Sfânt în perioada bisericii, sunt mai multe, dar ne oprim la trei dintre ele. În primul rând, limitează fără de legea. Întoarceți împreună cu mine la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 6 și 7 versetele. Și acolo cuvântul spune: și acum știți bine ce îl oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. În prima parte a versetului 6, cel care împiedică este descris în mod impersonal, cel oprește. Dar apoi, în versetul 7, vedem că este o persoană, cel care reține în prezent. E.W. Rogers, în cartea Viitorul, arată limpede, este ceva și cineva care cu deliberare, intenționat și cu bună știință, ține fără de legea în frâu, cu scopul de a se asigura că omul fără de legii, anticristul, este descoperit la timpul potrivit.
Duhul Sfânt locuind în biserică și în creștinii autentici pare să corespundă cel mai adecvat descrierii celui care reține. Desigur, Duhul Sfânt este omniprezent și totuși a existat un sens aparte în care El a venit pe pământ în ziua de Rusalii. Când Duhul Sfânt va părăsi acest pământ ca locuitor permanent al bisericii, 1 Corinteni 3:16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și al credincioșilor individual, 1 Corinteni 6:19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Atunci va dispare și acea forță de reținere sau de împiedicare a fără de legii. Noi credem că Duhul Sfânt va părăsi lumea în același sens aparte în care El a venit într-o zi ca aceasta în ziua sfântă de Rusalii. Și în lipsa Duhului Sfânt și după răpirea bisericii se va arăta cel nelegiuit, 2 Tesaloniceni 2:8. Duhul Sfânt prin biserică oprește forța răului și a păcatului în lume până ce Dumnezeu va hotărâ să nu le mai oprească în timpul necazului celui mare. Dar acum lucrarea Duhului Sfânt în perioada bisericii este aceasta: limitează fără de legea. Ce va fi în perioada necazului celui mare, nu vom ști și nici nu vrem să știm, pentru că biserica va fi răpită. Dar dacă în zilele în care biserica și Duhul Sfânt mai este pe pământ și se întâmplă asemenea atrocități, vă dați seama de necazul de strâmtorarea care va fi asupra pământului după răpirea bisericii? O primă cauză sau o primă lucrare pe care Duhul Sfânt o face acum în perioada bisericii este aceasta. Duhul Sfânt limitează fără de legea. Duhul Sfânt prin biserică oprește forțele răului și ale păcatului până ce Dumnezeu va hotărâ să nu le mai oprească în timpul necazului celui mare. A doua lucrare a Duhului Sfânt în perioada bisericii este aceasta. Duhul Sfânt convinge pe cei pierduți. În Ioan 16:8 cuvântul spune: și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Misiunea Duhului Sfânt este de a continua pe pământ lucrarea pe care a inaugurat-o Hristos, de convingere a necredincioșilor, de pierzania lor și nevoia lor de mântuire. Cine te-a convins de starea de pierzanie în care te aflai și de nevoia de mântuire decât Dumnezeu, Duhul Sfânt? Frații mei, astăzi sunt aici în ziua de Rusalii, alături de dumneavoastră, ca mărturie a lucrării Duhului Sfânt în viața mea. Și voi sunteți mărturii ale lucrării Duhului Sfânt în viețile dumneavoastră. Și dacă Duhul Sfânt până acum n-a lucrat naștere din nou, regenerare, pecetluire, umplere, până în aceste momente, mă rog ca prin Duhul Sfânt să ai parte de mântuire, prin Duhul Sfânt să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, pentru că cine nu este plin de Duhul Sfânt este plin de duhuri. Cine nu-i plin de Duhul Sfânt este plin de duhuri.
Și noi poruncim oricărui duc să părăsească adunarea și să părăsească sufletele noastre și căminele noastre, pentru că suntem proprietatea de drept și de fapt a Duhului Sfânt. Pașii mici făcuți zilnic prin credință duc la rezultate uimitoare în timp. Provin dintr-o familie modestă de creștini baptiști și, cum v-am spus și de altă dată, tatăl meu în Biserica Domnului din Dej punea flori în fața anvonului și din când în când îl mai solicita pastorul a ține ora de rugăciune. Mama mea, născută în Sălaj, într-o familie binecuvântată, cu 8 copii, a știut de mică ce înseamnă greutățile vieții, dar a învățat să stea pe genunchi și să apeleze întotdeauna la bunul Dumnezeu. Averea noastră n-a fost considerabilă din punct de vedere lumesc, dar îi dau slavă Domnului că a fost consistentă din punct de vedere spiritual. Frați și surori, investiți prin Duhul Sfânt valori eterne spirituale în copiii dumneavoastră. Să nu fiți preocupați în a le lăsa o casă, două sau o mașină, ci să fiți preocupați în a le lăsa chezășia și arvuna Duhului Sfânt în inimile lor și să cereți ca sângele Domnului Iisus să-i curățească și să-i protejeze de orice păcat. Pentru că Duhul Sfânt nu doar că oprește fără de legea, Duhul Sfânt convinge pe cei pierduți. Și în urmă cu 41 de ani, pe 24 iunie 1979, la 16 ani, l-am mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în apa botezului. Am îmbrăcat haina albă și am cântat: o scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. Și de atunci au trecut 41 de ani, dar nu regret niciun an. Făcând calculul, 41 cu 16 înseamnă că acum am 57 de ani. Dar vreau să vă spun că în suflet parcă sunt tot așa de tinerel. Nu, la minte nu chiar, că cred că vă dați seama că iau decizii mai împreună cu frații, mai cumpătate. Dar n-aș vrea să slăbesc în râvna pentru Domnul. Să nu îmbătrânim în facerea binelui. Să nu îmbătrânim în a nu mai veni la biserică. Să nu îmbătrânim în dărnicie, în a nu face dărnicie. Să nu îmbătrânim în a ne urâi unii pe alții. Ci să întinerim în a ne iubi soțiile, în a iubi frații, în a iubi congregația, în a ne iubi păstorii, ai purta pe brațe de rugăciune. Întineriți ca vulturul, ne spune cuvântul. Și acum, dacă nu era pandemia aceasta, vă motivam să vă salutați, dar așa, numai să vă uitați unul la altul și să vă salutați cu privirea. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Pentru că, frați și surori, asta e lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în inimile noastre. Știți ceva? Știți că pocăiții nu îmbătrânesc? Oamenii care beau au riduri. Noi și dacă avem riduri, e datorită faptului că stăm și cumpănim ca Dumnezeu să ne lumineze cum trebuie să procedăm biblic. Pentru că a doua lucrare a Duhului Sfânt în perioada bisericii este aceasta: convinge pe cei pierduți. Mă rog ca Duhul Sfânt să te convingă de starea de pierzare și de nevoia disperată de Mântuitorul. Întoarceți la Ezechiel 36 cu 25. Și acolo cuvântul spune, Ezechiel 36 cu 25. Vă voi stropi cu apă curată, simbol al Duhului Sfânt, și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri. Ce bucurie mare este aceasta! Cel care ne-a curățat prin sângele lui Iisus ne va curăța prin apa Duhului Sfânt. Dumnezeu a spus aceasta, de aceea așa va fi. Veți fi curățați. Doamne, ne simțim și ne deplângem necurăția și este încurajator să fim asigurați chiar de gura Ta că vom fi curățați.
Adu, Doamne, mai repede la îndeplinire această lucrare. Răzvrătirile necredințe și poftele înșelătoare care se luptă împotriva sufletului, gândurile de mândrie și sugestiile satanei de a huli numele Tău cel Sfânt, toate acestea vor fi epurate fără să mai revină vreodată. El ne va curăți Duhul Sfânt de toți idolii noștri, fie din aur, fie din lut. Lucrurile pe care le-am idolatrizat, fie că vor fi îndepărtate de la noi, fie că noi vom fi îndepărtați de ele. Dumnezeu este Cel care vorbește despre ceea ce va face El. De aceea, acest cuvânt este statornic și sigur, căci gura Domnului a vorbit. Vă voi stropi cu apă curată Duhul Sfânt și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri, zice Domnul prin prorocia lui Ezechiel din capitolul 36 cu versetul 25. Când diavolul te va acuza și îți va arunca în față păcatele făcute, spunând că meriți moartea și iadul, înfruntă-l și zi-i negru în față: eu recunosc că merit moartea și iadul, dar știi ceva? Eu îl cunosc pe Cel care a suferit moartea pe cruce și prin credința în jertfa Lui păcatele îmi sunt iertate. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și unde este El, acolo voi fi și eu, spunea marele reformator Martin Luther. Acesta este adevărul exclusiv al creștinătății. Este un singur Dumnezeu, este un singur Mântuitor, un singur Duh Sfânt, o singură religie adevărată, o singură carte sfântă, o singură Evanghelie și o singură cale de salvare. Fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Tot ce este nou va veni atunci când vei lăsa să plece tot ce este vechi în viața ta. Pentru că a doua lucrare a Duhului Sfânt în viața bisericii este aceasta, că ne convinge de starea de pierzare și de nevoia de mântuire și de plinătate prin Duhul Sfânt. În al treilea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, Duhul Sfânt își are rezidența în noi. În 2 Corinteni 6:19-20, cuvântul spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. By the way, pentru că toți suntem în dilemă cum să ne salutăm. În ceea ce mă privește, vă voi saluta ca și până acum. Mă înclin ușor în fața Domnului și vă dau respectul și îmi duc mâna la inimă. Vă salutăm în numele dragostei lui Hristos. Dacă trupul nostru este templul Duhului Sfânt, mare lucru că nu ne mai putem da mâinile, dar suntem una în Duhul. Duceți mâna la inimă sau cot sau palmă sau cum vreți și îngăduiți că și această perioadă nu va fi veșnică. Va trece și nu ne vom mai aduce aminte de ea și apoi să vezi după aceea îmbrățișări și sărutări și gânduri bune în Domnul. Slavă Domnului! Mă, fratele Sam, mi-a zis, măriți să fie Domnul! Tânjiți după timpul acela, frați și surori, tânjiți! Așa cum fratele Mihai cu atâta dragoste ne prindea de obraz și ne întărea în Domnul. Să ne întărim, frați și surori, că dacă nu ne întărim în adunare, destul ne demolează cei din afară. În al treilea rând, lucrarea pe care o face Duhul Sfânt este aceasta, își are rezidența în noi. Când ești născut din nou, spiritul tău uman și Duhul Sfânt devin una. Acesta e adevărul solemn al Scripturii. Anume, că în fiecare credincios născut din nou locuiește Duhul Sfânt.
Nu numai că trupul nostru este sanctuarul Duhului Sfânt, dar noi înșine nu suntem ai noștri, nu ne aparținem nouă înșine. La 1 Corinteni 2 cu 12 cuvântul spune: și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. Noi suntem ai Domnului atât prin actul creației, cât și prin cel al răscumpărării. Dreptul lui de proprietate asupra noastră a fost câștigat pe Calvar. Noi am fost cumpărați cu un preț. La cruce vedem eticheta cu prețul pe care ne l-a atribuit Domnul Iisus. Prin faptul că ne-a considerat atât de valoroși, încât a fost gata să plătească prețul cerut prin însăși sângele său scump. Și pentru aceasta, cu întreaga adunare, să spunem: mărit să fie Domnul nostru! Că știm că nu cu argint sau cu aur am fost răscumpărați din felul de fier de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. De aceea, la 1 Timotei 6 cu 12, Apostolul Pavel ne îndeamnă: luptă-te lupta cea bună a credinței. Când căuta oameni dispuși să-l ajute la eliberarea Italiei, Giuseppe Garibaldi, 1807-1882, general și om politic italian, a fost întrebat: ce ofer, generale? Ce ofer? A răspuns el soldaților: vă ofer o viață aspră, vă ofer foame, sete, nopți fără somn, haine zdrențuite de atâta purtat, picioare rănite de marșuri nesfârșite, nenumărate lipsuri. Dar la urmă, a spus generalul, victoria în cea mai nobilă cauză care v-a solicitat vreodată, eliberarea Italiei. Poporul Italiei l-a urmat, iar țara a fost eliberată. Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă să venim la El prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și Mântuitorul ne oferă infinit mai mult decât generalul Garibaldi. El oferă viața veșnică tuturor celor care îl urmează. Dumnezeu a ales să locuiască prin Duhul Sfânt în inima omului credincios. Și Duhul Sfânt realizează unirea omului credincios cu Domnul Iisus. Ai experimentat și tu acest miracol? Și dacă nu l-ai experimentat, mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze pocăință în inima ta, chiar în aceste momente, aici și acum. Pentru că Duhul Sfânt nu-și va aduce slavă ție însuși, ci Duhul Sfânt va aduce slavă lui Hristos, ne spune Scriptura. Voi ruga grupul de laudă să vină în față. Și înainte de a ne apropia de încheiere, am fost confruntați cu aceste mesaje atât de dimineață cât și de după masă. Dimineața am văzut lucrarea Duhului Sfânt la începutul și pe parcursul vieții de credință. Și acum am văzut lucrarea Duhului Sfânt în perioada bisericii. Și în această perioadă, Duhul Sfânt limitează fără de legea. De aceea, frați și surori, noi nu vom avea parte de necazul cel mare. Credem și mărturisim că vom avea parte de răpire. Biserica va fi răpită ca mireasa lui Iisus Hristos. Iar după răpirea bisericii, lumea așa va intra într-o stare de încercare și de prăpă, încât nu vor mai avea pe cine să dea vina. Și dacă nu ne-au prețuit ca biserica lui Hristos, ne vor prețui când nu ne vor mai avea, dar va fi prea târziu. Apoi, lucrarea Duhului Sfânt în perioada bisericii convinge pe cei pierduți. Eu sunt unul dintre ei și de ce nu vrei să fii și tu unul în această seară? Să te predai Domnului ca odinioară, cei 3.000 aproape în ziua cinzecimii, care au recunoscut că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și au împlinit porunca botezului. Legat de aceasta, la Sinai, 3.000 din cauza fără de legii și necredinței au pierit, dar în ziua cinzecimii, 3.000 au primit viața nouă prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt.
Și în al treilea rând am văzut că lucrarea Duhului Sfânt în perioada bisericii este aceasta, își are rezidența în noi. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. De aceea îl cinstiți, îl adorați și dați-i cinstea care îi se cuvine de Dumnezeu Duhul Sfânt și alături de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt să ne conducă în tot adevărul. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Când se predică Evanghelia, așa cum spunea un frate, susține-ți-ne în rugăciune, mai spuneți câte un amin, mai spuneți câte un Doamne ajută, pentru că noi nu predicăm la statui, predicăm la oameni vii care trebuie să aibă călăuzirea și să simtă că Duhul Sfânt îi atinge. Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.